cântăreața Claudia Puican și saxofonistul Armin Nicoară par să treacă prin cea mai bună perioadă a vieții lor de cuplu, acum, în plină izolare benevolă la domiciliu. Cum cei doi au tot timpul din lume să se răsfețe și să-și ocupe timpul unul cu celălalt, Claudia Puican și Armin Nicoară descoieră, acum, reciproc, cum este, de fapt, partenerul de viață. Iar rezultatele par să fie de-a dreptul încurajatoare pentru relația celor doi, cu atât mai mult cu cât, deși sunt nedespărțiți de câteva săptămâni bune, nu par să se fi plictisit unul de celălalt. Ba chiar dimpotrivă, cei doi se răsfață cât pot ei de mult, iar Claudia Puican are grijă ca Armin Nicoară să fie tot timpul fericit. Zilele trecute, Armin Nicoară a avut poftă de o pizza. Iar cum izolarea pe care o respectă nu i-a permis să meargă la o pizzerie, iar Claudia nu a vrut să comande la pachet ceva, blondina i-a promis că îi va face o surpriză. Așa că, fără să steie gânduri, s-a apucat să-i frământe aluatul pentru platul de pizza și a pregătit, în timp ce cânta, trei sortimente din mâncarea favorită a iubitului ei. Acesta, mai mult decât încântat de rezultat, așa cum se poate vedea și pe filmarea exclusivă care a intrat în posesia Vovbiz. Ro, a fost, cu adevărat, impresionat de ceea ce face Claudia Puican pentru ca el să fie satisfăcut și culinar. Claudia este de nota 10+. A trecut proba punct și meriți în pusii. Virgulă a recunoscut Armin Nicoară, îndrăgostit până peste cap de frumoasa lui iubită, Claudia Puican. Armin Nicoară și Claudia, în autoizolare. Normal că mi-e frică de acest virus, mai ales că atacă mai rău persoanele cu probleme, ne-a spus Armin Nicoară. Iar frica lui, ne-a dezvăluit artistul, vine și din faptul că este una dintre categoriile expuse în mod direct virusului care a făcut, deja, peste 185. .000 de victime în toată lumea. Eu am diabet. Când am văzut că cei care iau coronavirusul și sunt expuși la modul serios bolii, normal că m-am speriat. Eu, și așa, sunt extrem de atent cu diabetul, am grijă să respect toate indicațiile medicilor. Iar acum, când mi-a văzut că virusul ăsta afectează pe cei diabetici mai grav, am decis să intru în autoizolare, ne-a spus Armin Nicoară. Armin Nicoară și Claudia Puican se iubesc de 2 ani și vorbesc de căsătorie. Claudia este iubita mea de ceva timp, virgulă a spus, pentru Vovbiz. Ro, Armin Nicoară. De altfel, datorită muzicii a cunoscut-o și pe Claudia Puican, actuala lui iubită. Ne-am cunoscut la un restaurant la care cântam. El a venit acolo, eu îl știam, cine nu îl știa, că e copilul lui Petrică Nicoară. A venit la mine la masă și am făcut cunoștință, povestește Claudia Puican, iubita lui Armin Nicoară.
iar saxofonistul ne-a povestit cum a reușit să pună mâna pe ea. I-am propus să colaborăm, să facem câteva melodii împreună. Eu am mai avut o colegă, o solistă, la care i-am dat sfaturi și cu sfaturile mele acum e pe culmile succesului, dar nu vreau să dau nume. Dar, prin sfaturile mele, am vrut să o ajut și pe Claudia. Și am ajuns să cântăm împreună, și de aici am ajuns împreună, ne-a mai spus Armin Nicoară despre Claudia Puican.